Bun găsit. Ei bine, am trăit să o vedem și pe asta. Acum că se apropie finala și urmează căsătoriile, unii dintre concurențe pare că se mai dau pe brazdă, cum se spune. Și anume am văzut-o pe Roxana că-i călca lui Paul o cămașă. Cred că e prima dată de când urmăresc acest sezon. Nu o văd pe Roxana să-i calce lui Paul ceva, știți că au mai fost discuții pe tema aceasta de multe ori chiar și în emisiune atunci când atât Roxana cât și Adina spuneau că ele nu calcă, că nu le place să calce, că nu-și calcă nici măcar hainele lor și așa mai departe, dar amite să calce partenerului și anume lui Paul. Așa că uite că în sfârșit o văd pe Roxana când acest lucru. Nu știu dacă i-a cerut el că, din câte știu, Paul nu prea cerea lui Roxana asemenea lucruri, deci nu știu dacă i-a cerut el sau pur și simplu a făcut ea așa un gest de omenie pentru el, dar uh, sunt surprinsă într-adevăr să văd că face acest lucru. A și apropo am observat că în ultimele zile nu a mai prea stat atât de mult la bârfe cu Adina cum făcea de obicei. Uh, ba mai mult, Adina a stat, pot să zic, mai mult de vorbă cu Paul decât cu Roxana. Mi se pare că Roxana așa a dat un pic un pas înapoi din discuțiile acelea interminabile cu Adina legate de Braluca și de tot ce s-a întâmplat în casă și de conflictul dintre cele două tabere. Probabil că, în sfârșit, Roxana a ales să-și vadă doar de Paul și de cuplul lor, nu-i așa?